Usturoiul, generalități, cum se administrează, tratamente interne, tratamente externe, precauții și contraindicații. Cum se administrează usturoiul? Se consumă 2 până la 4 căței de usturoi pe zilnic, în timpul mesei sau, dacă îl suportați, între mese, când are efectul terapeutic cel mai puternic. Practic, nu există limita pentru curat cu usturoi, care poate fi consumat zilnic, fără probleme, pentru perioade lungi de timp. Unii cercetători susțin, totuși, că este bine ca după 3 săptămâni de consum să se urmeze o săptămână de pauză, pentru a nu obișnui organismul cu acest remediu, lucru care ar duce la diminuarea eficienței sale terapeutice. Mușdeiul este forma ideală de consum pentru tratamentul unor boli, unde este necesară ingerarea zilnică a unei cantități mai mari de usturoi. Se pisează mărunt 7 căței de usturoi, se pune un vârf de cuțit de sare, un sfert de lămâie stoarsă, o linguriță de ulei de măsline presat la rece și o jumătate de legătură de pătrunjel tăiat foarte fin. Se amestecă bine, apoi se lasă să se pătrundă vreo 10-20 de minute, după care mușdeiul este gata. Dacă simțiți nevoia, puteți să adăugați și câteva linguri de apă, pată sau de izvor pentru a-l dilua și a-i reduce astfel efectul iritant. Se consumă în una până la 2 reprize pe parcursul unei zile. Este mai bine tolerat de organism decât usturoiul simplu, pentru că ingredientele din muștei, sarea, sucul de lămâie și pătrunjelul compensează efectul sau ușor iritant. Efectul său ușor iritant stimulează digestia, care poate fi încetinită de anumiți compuși din usturoi, reduce chiar și din mirosul neplăcut. Uleiul de măsline îi potențiază acțiunea de reducere a colesterolului, precum și efectul benefic în cadrul litiazei biliare. Decoctul în lapte se folosește în afecțiunile respiratorii și contra viermilor intestinali și se consumă cât de fierbinte se poate suporta dimineața și seara. Iată rețeta de preparare. Se spală, se taie mărunt o căpățână de usturoi cu tot cu coajă, apoi se fierbe vreme de 5 minute într-o cană de lapte, după care preparatul se lasă să se răcească acoperit vreme de 10 minute. Se strecoară și se administrează cât de cald posibil. Siropul de usturoi. Se amestecă foarte bine 10-15 căței de usturoi pisați cu 20 de linguri de miere de salcâm, după care se pune tot într-un borcan și se lasă să se macereze vreme de 2 săptămâni. În final se strecoară amestecul și din preparatul astfel obținut se administrează câte 2-3 lingurițe de 3 ori pe zi. Maceratul în alcool. 2 căpățâni de usturoi se taie mărunt și se pun la macerat într-un borcan transparent de 500 de grame cu alcool de 70 de grade. Vasul se închide ermetic atunci când conținutul borcanului capătă culoarea paiului, adică galben. Procesul de macerare s-a încheiat. Preparatul se filtrează prin tifon și se păstrează închis ermetic. Se administrează de regulă câte 3-4 linguri pe zi. Cataplasmal cu usturoi. Se zdrobesc 5-7 căței de usturoi, se înveresc în tifon subțire și apoi se aplică pe zona afectată, unde se țin vreme de 30 până 60 de minute, chiar și mai puțin, dacă simțiți că nu suportați efectul iritant pe piele. Este bine ca peste cataplasmă să se pune și o folie de plastic pentru a împiedica evaporarea unor substanțe active, dar și pentru a limita răspândirea mirosului. Efectele terapeutice descrise în acest articol se pot obține doar prin folosirea usturoiului în stare crudă, fiert, cu excepția decoctului în lapte, care e folosit într-o gamă restrânsă de boli, sau prăjit sub formă de fulgi sau de pulbere uscate, usturoiul își pierde majoritatea calităților medicinale. Vă recomandăm, mai ales pentru cura internă, usturoiul de proveniență românească obținut din sămânța autohtonă. Piața românească a fost invadată de usturoi adus din China, Turcia, Vietnam, astfel că usturoiul de import este mai mare, arată mai bine, uneori chiar și gustul său
sau mirosul este mai puternic, însă s-a dovedit că este în general și mult mai greu tolerat de către sistemul digestiv și chiar de către ficat, producând frecvent efecte adverse descrise în acest articol. Tratamente preventive cu usturoi. Tromboza tromboflebita. Consumul a 4-6 căței de usturoi pe zi este așadar un remediu sigur pentru prevenirea și chiar pentru tratarea tromboflebitei și a trombozilor în general. Efectele usturoiului apar în timp. Pacienții cu risc de apariția complicațiilor trombozei să nu renunțe la medicația prescrisă pentru a face tratament exclusiv cu usturoi. Cancerul de colon și cancerul gastric. Doza de usturoi consumată este de minim 2 căței pe zi. Cancerul de esofag și laringe. Cercetătorii de la Nanjing Cancer Institute din China au comparat incidența cancerului la câteva mii de oameni care consumau 1-2 căței de usturoi zilnic cu cea în rândul celor care consumau usturoi cel mult o dată pe lună. Rezultatele studiului indică faptul că primul lot de subiecți au prezentat cu 69% mai puține cazuri de cancer față de lotul 2. Interesant este că la cei care consumă și ceapă pe lângă usturoi, rata imunității la aceste forme de cancer ajunge până la cifra record de 83%. Cancerul direct. Un consum regulat de usturoi reduce riscul cancerului de colon și direct cu 10% la cei care consumă preponderent în carne și cu până la 50% la cei care, pe lângă faptul că sunt consumatori de usturoi, au și o dietă preponderent vegetariană cu multe crudități. Gripa. 3-4 căței de usturoi consumați zilnic reduc cu cel puțin o treime șansele de a ne îmbolnăvi de gripă în timpul unei epidemii, arată studii făcute de medicii israelieni. Aceasta pentru că usturoiul, pe lângă faptul că are un efect de întărire a imunității, conține substanțe care distrug sau încetinez ritmul de înmulțire al virusilor gripali. Infarct miocardic. Riscul de infarct scade foarte mult la persoanele care țin periodic o cură cu usturoi, arată un studiu italian. Pe lângă faptul că normalizează tensiunea arterială și desfunde vasele de sânge îngroșate de depunere de colesterol, usturoiul este și un excelent protector al sistemului nervos, direct implicat în declanșarea crizelor cardiace care duc la infarct. Mai ales persoanele peste 50 de ani, trebuie să facă măcar de 4 ori pe an o cură de o lună cu usturoi consumat proaspăt sau sub formă de mușdei, preparat cu ulei de măsline și lămâie. Despre care am vorbit în articolul trecut, este un foarte bun hipoglicemiant. Se consideră că usturoiul o completează, prevenind în bună măsură complicațiile bolii diabetice. Utilizarea regulată a unor doze terapeutice cu usturoi, minim 5 grame pe zi, are efect de prevenire al arteriopatiilor diabetice, precum și al bolilor viermi intestinale. Un leac tradițional de mare actualitate este laptele cu usturoi, a cărui rețetă este detaliat prezentată în cadrul acestui articol. Preparatul este foarte util, mai ales pentru copii care, atunci când se joacă, pot ajunge în contact și pot ingera ouăle de firitelor paraziți intestinali. Mai ales ei, este bine să facă perioade cure preventive de câte 2-3 săptămâni cu decoc de usturoi în lapte, minimum jumătate de pahar pe zi. Tratamente interne cu usturoi. Răceala, rinita, bronșita, laringita, produse de virusul gripal. 2-3 căței de usturoi sau o porție de mușdei luată zilnic reduce simptome ale răcelii, cum ar fi catarul respirator, durere de cap, accelerările ritmului cardiac. De asemenea, tratamentul cu usturoi reduce considerabil timpul de vindecare. Extern, aplicat sub formă de cataplasme pe spate și pe piept, el este și o metodă foarte bună de combatere a tusei și a răgușelii. Efeminare la bărbați. Suplimentele de usturoi adăugate în hrana persoanelor de sex masculin stimulează testiculele să aibă o secreție endocrină mai mare,
crescând nivelul de testosteron. Or, testosteronul este chiar hormonul masculinității, care determină creșterea masei musculare în detrimentul țesutului adipos specific feminin, determină creșterea apetitului sexual, precum și trăsături de caracter specific masculine, cum ar fi curajul, spiritul de inițiativă, combativitatea. Concluzia este simplă. Consumați măcar de 3 ori pe săptămână usturoi din belșug pentru a vă amplifica în mod natural bărbăția, chiar și dacă nu considerați că aveți probleme în acest sens. Ateroscleroza. Un studiu german a realizat pe 280 de persoane timp de 4 ani arată că usturoiul previne formarea plăcii de grăsime în artere și poate chiar să diminueze dimensiunea ateroamelor existente. Oamenii care au consumat circa 6-7 grame de usturoi zilnic au avut cu 18% mai puține depuneri de colesterol în artere la sfârșitul studiului decât cei din grupul martor. La femei, efectul a fost mai pronunțat, ajungându-se la reduceri de până la 25-30% a nivelului colesterolului în urma tratamentului cu usturoi. Circulație deficitară. Cercetări realizate în Germania în 1996 asupra persoanelor cu afecțiuni ale arterelor periferice se produc diminuări serioase ale circulației la nivelul picioarelor. Au arătat că, în cazul consumului regulat de usturoi, distanța pe care aceste persoane bolnave o pot parcurge pe jos fără să aibă dureri în membre, iar crește considerabil. Îmbunătățirea este de până la 80%. Doza zilnică de usturoi folosită în studiu, 7 grame. Adjuvant în sida. Usturoiul a fost utilizat într-un program medical din China pe pacienții cu sida pentru tratarea infecțiilor care proliferează pe fondul acestei afecțiuni. Rezultatele au fost încurajatoare atât în sensul prelungirii vieții cât și pentru îmbunătățirea calității acesteia, conex cu reducerea suferinței. Se recomandă administrarea maceratului de usturoi în alcool câte 10-20 ml pe zi în cure de 60 de zile cu 14 zile de pauză. Hipertensiune. 3 studii făcute în 1994 în spitale din Germania au arătat reduceri semnificative ale presiunii arteriale prin tratamentul cu usturoi. Se recomandă maceratul în alcool de usturoi în cure de 3 luni, timp în care se administrează câte 3 lingurițe, adică aproximativ 15 ml pe zi. Tratamente externe cu usturoi. Candida bucală. Un studiu de medicină experimentală arată un efect antiseptic împotriva ciupercilor parazite mai puternic la usturoi decât la nistantin, medicamentul anticandidozic uzual. Se fac clătiri ale gurii de 2-3 ori pe zi cu câte un sfert de pahar de apă în care s-a dizolvat o jumătate de linguriță de macerat de usturoi în alcool. Candida vaginală. Siropul de usturoi prezentat în cadrul acestui articol nu este eficient doar administrat intern, în cazul bronșitei sau al tusei, ci și extern. Un tampon de vată înmoiat în acest sirop se introduce în vagin și se lasă 10-15 minute, pentru ca usturoiul să-și exercite efectul anticandidozic. Se repetă acest zilnic tratament până la dispariția simptomelor. Este important ca tratamentul să se facă de la primele semne ale candidozei, atunci când e aplicat în timp, îl putem scuti de suferințele inimaginabile pe care această afecțiune scăpată de sub control le poate produce. Boala piciorului de atlet. În acest caz, se pune o cataplasmă de mici dimensiuni preparată din 1-2 căței de usturoi între degetele afectate. S-a demonstrat prin teste directe că acest tratament simplu are efecte cel puțin comparabile cu cele ale sofisticatelor creme de sinteză utilizate pentru tratarea acestei boli. Chelie pelada bărbii. Se aplică un tratament simplu și foarte eficient. Un cățel de usturoi se taie în două și cu fiecare jumătate proaspăt tăiată se face o fricționare a zonei afectate câte 2 ședințe a 5 minute pe zi. Se freacă porțiunea de piele
din locul unde a căzut părul cu cățelul de usturoi, energic, dar cu blândețe. În maxim 2 săptămâni, firele de păr vor apărea la început ca un puf fin și pe măsură ce se continuă tratamentul se vor dezvolta ca fire de păr normale. Precauții și contraindicații. Nu toată lumea suportă usturoiul la fel de ușor. Dacă nu sunteți obișnuiți să ingerați cantități mari de usturoi, începeți tratamentul gradat. La început, consumați cantități mici sau de preparate pe bază de usturoi, mărind doza pe măsură ce vedeți că este bine suportat. Consumul de usturoi nu este recomandat femeilor care alăptează, deoarece anumite substanțe pe care le conține se transmit în lapte, dându-i un gust neplăcut și făcând posibile probleme gastrice ori intestinale la sugar. Usturoiul se va administra cu prudență și în cazul persoanelor cu gastrită în fază de criză, precum și celor cu enterită ori cu colită de fermentație. Aceeași prudență este recomandată și în cazul persoanelor cu boli pulmonare, însoțite de tuse seacă, sanguinolentă, unde poate amplifica inflamația. Cercetări recente arată că acest este de dorit ca persoanele care urmează să suporte o intervenție chirurgicală să nu consume usturoi cu 10 zile înainte de operație, deoarece proprietățile antiagregante plachetare ale usturoiului fac cicatrizarea mai lentă.